Vă spun bun venit, domnilor consilieri. Astăzi avem dispoziția numărul 140 din 03.05.2022 privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Creșa în ședință ordinară pentru ziua de 10.05.2022, ora 17. Consiliul Local al Comunei Creșa, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru ziua de 10.05.2022, ora 17, cu participare fizică și online la sala de ședințe a Primăriei Comunei Creșa din strada Unirii numărul 214, Comuna Creșa, județul Bacău. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi comunicate în format electronic și sunt următoarele. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.03.2022. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 19.04.2022. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 20.04.2022. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.04.2022. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Farcaș Cecilia prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local HCL numărul 28 din 30.03.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrație din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Creșa, județul Bacău pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal a OAT Comuna Creșa pentru ședința AGA a 10 Compania Regională de Apă, ESA, din 16.05.2022. Inițiator Petru Iștov. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? La proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.03.2022. Discuții. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este pentru? Deci 13 pentru și abțineri 2, da? Proiectul numărul 2. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 19.04.2022. Cine este pentru? Împotrivă? Nu mai puțin, suntem în total 14. Da. Două abțineri. 12 pentru și... 12 pentru și 2 abțineri. Da. Discuții la procesul verbal de la 19.04? În procesul verbal de pe 19, să știți că nu i s-a adus la cunoștință. Demisie, doamne, Cecilie. Așa cum se menționează în procesul verbal. Mai exact, nu s-a luat act de demisia doamnei consilier Cecilia Farcaș. Nici în 19, nici în 20. Așa că noi nu votăm nici pentru, nici împotrivă, ne abținem. Noi am spus de la ședința trecută că să se menționeze faptul că nu s-a luat act de demisia doamnei Cecilia. Ok, o să menționez în procesul de bani. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal. Da, puneți la vot. Păi s-a spus la vot. Păi eu n-am văzut. Supunem la vot. Deci, procesul verbal de la ședința de 19.04. Nu s-a spus la vot. Supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Abțineri. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 20.04.2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. 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 Punctul 4. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.04.2022. Cine este pentru? Da.
toată lumea pentru. Toată lumea pentru? Da. Eu sunt abținere. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Farcaș Cecilia prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta. Inițiator primar Petru Iștov. Discuții? Da. Vă rog. Presupun că toată lumea știe exact ce s-a întâmplat de doamna Cecilia Farcaș și a dat demisia. Doar ne prefacem că nu știm. Și vreau să reamintesc faptul că doamna Cecilia Farcaș nu știe că, de fapt, în afară de abrogarea proiectului următor care se va supune, mai sunt și alte probleme pe care dumneavoastră le-a votat în trecut și care alea au intrat în circuitul juridic și va trebui să răspundă pentru treaba asta. Ceea ce vreau să le spun și domnilor consilieri este faptul că, odată cu acest nefast incident, ca să spun așa, Agenția Națională de Integritate va face niște cercetări suplimentare față de toți consilieri de la Consiliul Local Cleja. Deja o să ceară niște hârtii suplimentare. O să vedeți, o să veniți și dumneavoastră la dumneavoastră niște înștiințări. Ca și imediat. Da. Ce pot să spun, ce pot să spun despre lucrul ăsta este faptul că noi cei de aici, din partea asta care suntem consilieri, noi nu avem nicio vină pentru politica de partid care se face. Fiecare și-a făcut echipa cum a crezut. Acum suntem în situația în care suntem. Dacă interesul politic a fost mai important decât interesul de masă, acum va trebui să răspundeți. Consider că asta este o problemă strictă a PNL-ului și a filialei Cleja PNL, în ceea ce vă privește vacantarea doamnei Cecilia. Noi personal nu vrem nici să ne implicăm, nici să votăm pentru, nici împotrivă. Noi să ne abținem și vă lăsăm pe dumneavoastră să vă rezolvați problema dumneavoastră în cadrul Partidului PNL. Noi ne bucurăm că aveți grijă foarte mare și vă pare foarte rău pentru problemele noastre. Dar am supus la vot, supunem la vot încetarea mandatului și vacantarea locului. Noi n-am spus că suntem alături de noastră sau suntem împotriva. Am spus că ne abținem. Am văzut că aveți o grijă mare, că deja... Am spus că ne abținem și nu ne băgăm întrebările pe ea. Exact așa cum am exprimat. Nu vrem sfatul de la dumneavoastră, nu știu dacă e ca. Nu este vorba dacă dumneavoastră vreți. Dumneavoastră nu faceți parte din Consiliul Local. Dumneavoastră sunteți practic invitați. Eu necât aduceam la conștiință... Am fost ca o amenințare, că deja văd că băieții tremură. Care? Din partea opoziției de aici, de la... Din partea noastră. Ah, nu sunteți opoziția? Nu, opoziția voastră. Mai sunt discuții pe acest proiect? Nu. No. Supunem la vot. Cine este pentru? Voiam să aduc la cunoștință Consiliul Local. Doar iau act de încetare a mandatului conform articolului 204, alinia 17 din codul administrativ. Știm acest lucru. Așa este și conform tot codul administrativ care ne spune că votul nostru este decizia noastră și noi ne-l asumăm și votăm. Nu ne punem nimeni cum să votăm. Dacă ne arătați un articol în care ne spune cum să votăm, votul este suveran. Atunci noi putem să votăm cum vrem. Noi n-am spus că votăm împotrivă, repet. Noi ne abținem pentru că nu este treaba noastră. Este treaba strictă a PNL-ului. Supune la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Abține. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local HCL numărul 28 din 30.03.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională, administrație din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator primar Petru Iștoc. Discuții pe acest proiect? Da. Vă rog. Am și vreau să vorbim pe documente, nu pe vorbe. Și conform procesului verbal privind proiectul pe care domnul inițiator Iștoc Petru l-a supus dezbaterilor și aprobării, da? Mai există cineva Iștoc Petru în sală? Nu. Domnul inițiator,
Procesul verbal spune clar că a fost adoptat cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. Da. Așa spun. Acum tot dumneavoastră vine cu proiect de abrogare. Domnul Iștoc a făcut acest proiect. Domnul Iștoc trebuie să rezolve problema. Noi am spus de atunci că proiectul nu este legal și nu ar trebui votat legal. Ar fi trebuit votat pe căprării. Ca să folosesc un termen ca să înțeleagă toată lumea. Da, pe capitole. Nu s-a vrut, nu s-a dorit, s-a votat. Procesul verbal este cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. Așa, este și hotărârea Consiliului Local. Da. Este problema inițiatorului să rezolve această problemă. Are datoria domnului Iștoc, are datoria morală și legală să rezolve această problemă. Nu Consiliul Local. Așa cum noi ne-am abținut și la proiect atunci și am spus că nu e ok, așa spunem și acum. Și va trebui ca domnul Iștoc să rezolve treaba asta. Problema este alta. Asistenții personali au de suferit. Am stat de vorbă cu asistenții personali din Comuna Cleja și le-au intrat banii pe grila veche. Da? Pe nu, familia de pe grila nouă, nu pe grila veche, nu știu. Nu au venit mărite. I-am întrebat și au spus că nu au venit salariile mărite. Da? Asta era important, de fapt. Dacă Nu, au venit mărite, dar nu știu. Nu știu cu cine. Adică da. Poate că pe secție respectivă persoană nu știe. Probabil că nu știe. Dar legii, ele au fost mărite. Ele au fost mărite, dar nu au aprobat de Consiliul Local. Da, nici nu era. Era, trebuia să aducem la cunoștință. Dumneavoastră era aveți dat... legislativă, nu îi ține de cont. Trebuia să faceți o formalitate și n-ați făcut-o. Mai departe. Deci, dumneavoastră aveți datoria morală și legală să rezolvați această problemă. Am eu grijă de datoria morală. Spune dacă ai ceva și supunem la vot. În urmă, filozofii de asta. Dacă vreți să fiți incisivi cu mine, nu aveți decât să fiți. Eu îmi spun părerea mea, dumneavoastră, dacă vreți să mă contrați ca la fotbal, puteți să faceți. Dar acum eu vreau să spun despre ce este vorba, da? Deci, dumneavoastră ați făcut proiectul ăsta? Dumneavoastră sunteți inițiatorul? Da, noi rezolvăm. Dumneavoastră trebuie să rezolvați, da? Aveți datoria morală și legală să le dați oamenilor indemnizația de masă, da. Să le dați voucherele de vacanță și salariile mărite. Și voi ați votat. Deci, așa, pe mine mă deranjează că dumneavoastră ați inițiat... Nu, noi ne-am abținut. Pe mine mă deranjează faptul că dumneavoastră ați inițiat acest proiect. Și ați făcut o greșeală copilărească. Care? Pentru că trebuia să faceți acest proiect în care să le luați pe capitole ca să putem să votăm și să nu-i băgăm pe toți în aceeași oală. Este o greșeală pe care eu, unul sincer, aș spune că aveți o vechime în exercitarea mandatului. Și sincer să vă spun, ați făcut acest proiect, am impresia că parcă ați terminat facultatea la facultatea aia care face diplome, cum îi spune. Stil. În sfârșit. Spirulare. Sper că n-ați făcut aia, nu? Eu cred că primarul lucrează prin structurile de compartimentele de specialitate. Eu inițiez un proiect, mai departe, partea legislativă o fac angajați în cadrul primăriei. Altceva, dacă mai aveți. Da, am. Adică dumneavoastră mergeți pe principiul că semnați ca primar. Exact. Am înțeles. Păi da, așa se face, să știi că ai sute de semnături zi de zi. Dacă nu știi, da? Este problema dumneavoastră atunci. Eu cred că ar trebui totuși să vă mai gândiți dacă inițiați proiectul doar cu semnătura. Bine, da. Singur. Da. Pentru treaba asta cred că trebuie dumneavoastră ca să vă rezolvați problema și să rezolvați... Să vă rezolvați problemele pe care singur ați intrat în ele, iar noi o să le abținem la proiectul ăsta și vă lăsăm pe dumneavoastră să le rezolvăm. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre de privind... De 7 voturi pentru și 7 voturi abțineri, da? Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Cleja pentru ședința ADA, ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 16.05.2022. Discuții? Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Pentru. Deci 16 voturi. Da.
punctul numărul 8, diverse. La diverse, aș vrea să vă duc la cunoștință termenul de depunere a declarațiilor de avere și interese 15 iunie, pe care le veți depune online. Și nu le lăsați în ultima zi, că o să trebuiască verificate și dacă o să fie incorrect completate, o să vi le pune înapoiez. Și declarațiile astea trebuie completate? Da, nu, dumneavoastră nu. Doar consilieri locali, deși locali. Alte probleme? Da, vreau să aduc în discuție. În Valea Mică a fost un accident rutier acum două săptămâni, cu pietoni, cu două mașini, la trecerea de pietoni din zona școlii. Și vreau să vă întreb când încep lucrările cu drumul și cu pavelele. Dar lumea să meargă în siguranță. Trecerea de pietoni de acolo nu ține de drum. Trecerea de pietoni este că există o trecere de pietoni acolo și viteza cu care circulă, se circulă putem, nu din cauza drumului, nici din cauza lei, nici din cauza... Cred că asta a fost întrebarea, nu? Problema, pe asta a fost întrebarea, da. Că sunt accidente și din ce cauza. Dacă începe un drum pentru zona aceea de alee pietonale... Deci, încă o dată, deci, ca să spun, acum se lucrează la proiect pentru pavel. Iar, dar accidente vor fi în continuare acolo și așa, acolo și dacă observăm că la ieșire din Valea Mică, când treci drumul ăsta care vine de la Valea Mică, nici nu ai voie să faci stânga. Ești obligat să faci dreapta. Linia este continuă, toată lumea face stânga. Asta este. Deci e o zonă acolo care, într-adevăr, e o zonă periculoasă, se circulă puternic. Nu ține de noi, este drumul european. Drumul pe care l-ați propus și o să faceți pe partea de vest, mulți mi-au zis că dacă s-ar face, ar să merge pe drumul ăla până ar trece de linie. Nu, drumul ăla care acum alivăm la drum, se lucrează, dar am început, mai durează. Dar avem și alte priorități, acum lucrăm la Sobușca pe partea asta, când începe, nu se putea circula și am revenit, am intervenit acum pe partea de Sobușca, după care ne mutăm înapoi pe Valea Mică. Ca o completare la ce a zis domnul Stavin, primăria Cluj-Napoca fiind pe area ei de acoperire, chiar dacă ține de județ, drumul fiind drum național, poate să sesizeze autoritățile județene ca să mute trecerea de pietoni mai sus, mai jos, pentru că nu se va respecta niciodată faptul că e linie continuă și se va face în continuare stânga spre Bacău. Și la fel, ca să se vină dinspre București, să intre în Valea Mică, la fel n-ai voie să faci stânga. Și implicind astea două probleme, vor provoca accidente în continuare. Și atunci se poate muta mai la deal sau mai la vale trecerea de pietoni, ca să se poate intra, se poate merge în ambele sensuri. O sesizare e foarte simplu de făcut. Da, o completare vreau. Cred că linia continuă în zona aceea nu e impusă de trecerea de pietoni, cât de curba periculoasă. Cât de curba periculoasă. Dacă mută trecerea de pietoni... Dacă mută trecerea de pietoni, înainte de trecerea de pietoni, pe o anumită distanță, ai linie continuă și de o parte și cealaltă. 50 de metri se fac excepții, pentru că la ieșire spre Comuna Răcăciun, spre Doja, e la fel o trecere de pietoni. Și se face excepție. Da. Și asta hotărăsc ei. Pentru trecerea de pietoni, pot să facă excepție, dar nu pot să facă excepție pentru curba periculoasă. Da, dar nu aici nu e în cadrul curbii și dacă ei se mută mai sus, probabil că se poate face. Da, nu se va înțelege. Dacă se rămâne pe principiu, sau vor fi accidente continuu, să piardă vieți. Deci, încă o dată, cetățeanul care va dori să treacă, nu o să meargă în stânga, nu o să meargă, va trece direct acolo unde se oprește autobuzul, acolo trece. Dacă asemenea de bună credință se poate face o sesizare ca să se mute trecerea. După care, dacă sunt accidente, deja nu mai e șoferul de vină. Este șoferul pietonul de vină pentru că a traversat într-un loc nemarcat. Așa că toate accidentele care se întâmplă... Aș avea și o problemă de vină. Foarte multe familii au întrebat dacă aici la școală s-ar face o clasă cu un program mai prelungit pentru copiii mici. Pentru că așa ar vrea să fie servici, da. Și n-au posibilitatea să prelungească. Am terminat... Chiar plătim și pentru mâncare, dacă okay. Grădinița care o facem acum este în curs de finalizare. Trebuie să dăm comandă pentru scaune și mobilier. Pentru mobilier. Și am vorbit astăzi cu doamna directoare să iei legătura cu părinții dacă doresc
și avem solicitări în acest sens. Pentru că noi, ca și autoritate, dacă nu avem cerințe, nu putem să cerem. Și deci luăm legătura cu, și cu Valea Mică și cu Somușca și peste tot și dacă sunt părinți, încercăm să dotăm o clasă, să cumpărăm doar 30 de pătuțuri de alea care să vină incorporate în perete și vom face program prelungit pentru copii. Deci, deja... Deci, în funcție de când, dacă se înscriu mai mult ca... Sigur, nu pot să faci decât dacă sunt cerințe. Iarăși, ar mai fi o problemă dacă sunt cerințe la nivel de comună, am putea face și o... pentru creșă. Dar tot la fel dacă avem cerințe. Pentru că să ai măcar 20-30 de copii, nu poți. Pentru ca să... Alte probleme? Nu mai sunt, da? Declarăm ședința închisă.